Bună seara, dragii mei! După o vară îngrozitoare pentru noi în Brâncea, să știi, a fost îngrozitor. N-am venit deloc în București toată vara, n-am umblat decât prin județul care a fost, prin județul Brâncea, care a fost foarte, foarte afectat, oameni foarte necăjiți, lăsați fără nimic în câteva clipe. Ne-am gândit totuși să vin în sfârșit în București, vremea s-a mai calmat și ca să mă liniștesc, așa și eu, repet, după vara pe care am avut-o, am venit la Melec, prietena noastră, pentru că voi ați mai fost o stimați respectatori în încă două emisiuni. În una în care apărea împreună cu Rodica Isar și în câteva clipe în emisiunea Romaniței Iovan. Deci v-am adus-o pe Melec pentru că este o persoană toniviantă, o persoană pe care o iubesc foarte mult, o persoană pe care, de fapt, am găsit-o azi cam tristă, că și-a stricat mașina, da? Da, din păcate. Da, din Bună seara, stimate telespectatoare, sunt onorată. Dar de ce nu mă stimate telespectatoare? Telespectatorii ce au? Pentru că, de obicei, doamnele urmăresc domnișoarele emisiunile acestea mai senzitive și bună seara și stimați telespectatori, dacă vă voi atrage atenția. Așa. Și sunt și eu alături de cei care au suferit. Este o tragedie care, cum să spun, pe care o poate păți oricine și ce să vă zic, curaj. Sigur, curaj și gândire pozitivă și Dumnezeu să fie cu noi. Categoric că așa o să fie, deja a început Dumnezeu să fie cu noi. Da. Și spuneam, știi, că tu erai așa puțin bosumflată, am folosit foarte bine mi-ai spus. Așa, bosumflată, că mi-am stricat mașina, am zis, lasă-mă, că mașina ți-o faci. Mare dreptate ai. Au rămas oameni fără nimic, nici măcar cu o bocceluță unii dintre ei. Deci agonisarea lor de o viață s-a dus pe apă. Că eu spuneam, vezi, Dumnezeu ne-a arătat că, de fapt, El e Cel care dictează, El e Cel care hotărăște și că goana asta nebună după bani, după care aleargă unii, a trebuit să sfârșească, pentru că, uite, cu banii ăia mulți și cu acumulările alea îngrozitoare, uite ce face Dumnezeu, le dă pe apa sâmbetei. Da, ne dă probabil câteodată un semnal în care ne arată că totuși există și că... Pentru unii știi cum, nu știu, unii nu vor să creadă. Da, nu vor să creadă și atunci, după părerea mea, ne mai dă așa câte o pălmuță, palmă și ne dăm seama că, oricum, e cel mai important lucru în viață, să ai credință. Categoric. Deci s-a trecut supărarea pentru mașină, ne-a trecut, da? Pentru mașină și, oricum, cu multă muncă și perseverență, cred eu că poți să-ți iei absolut tot ce-ți dorești. Sigur că da. În cazul meu, o mașinuță. În cazul tău, o mașinuță. Da. Melec, știi de ce am venit eu la tine? Sunt onorată că a venit, repet, vă urmăresc emisiunile și am mai spus-o în cadrul interviului cu Rodica Isar, că noi în București nu avem emisiuni de asemenea calitate și chiar sunt mândră că de data aceasta a poposit la mine la birou și sunt încântată. Tu vrei să-mi faci un compliment? Aveți nu, foarte... e un adevăr, eu nu fac complimente, dar spun ce simt. Îți mulțumesc din suflet pentru aprecierile tale, mă bucur că apreciezi emisiunile noastre de la Focșan, dar să știi că și aici sunt multe emisiuni, sunt foarte multe posturi de televiziune, știi? Și atunci nu poți să le vezi chiar pe toate. Eu cred că... Da, eu chiar le urmăresc pe toate și rămân la părerea mea. Dar poate te mutăm la București, te furăm de acolo, de la Focșan. Dacă aș fi mai tânără, poate, da, așa m-am obișnuit deja cu locurile alea, cu oamenii ăia, am prietenii mei acolo, am și neprietenii mei acolo, e firesc să fie și așa, toți avem prieteni, neprieteni, dar asta este, timpul trece foarte repede, Melec, și... Cum era vorba aia, pomul care, că dai cu pietre în pomul care... Care dă roade. Care dă roade. Care așa dă roade. Că lasă-o cu neprieteni, fiecare avem. Vreau să spun că tu ai foarte mulți prieteni, să zic că cu toate cunoștințele mele cu care am vorbit în București și am și eu multe cunoștințe, toți sunt foarte încântați când aud numele tău. Îmi spunea Gabi Dinică,
Vai, te vezi cu Melec, ce iubesc eu pe Melec. Oh, e soția actorului Gheorghe Dinica. Maestrului Dinica. Mare actor. Și o frumusețe de femeie. Da, nu? Și doamna Gabi. Și, o persoană foarte plăcută. Foarte și plăcută și foarte rasată. Foarte rasată. Pultă. Așa este. Așa chiar este. Vedeți, acum, pe cuvânt, când mi-a spus asta, nici nu mai îmi pasă de mașina care am pierdut-o, pentru că în viață cu asta rămâi, cu stima, cu respectul, cu vorbele frumoase ale oamenilor, cu... Categoric, nu? Să știi. Și nu numai Gabi. Nu numai Gabi, o mulțime de lume mi-a spus. Vai, ce drăguțe mele, ce prietenoasă, ce persoană rafinată. Îmi spuneai de cum am intrat, stimeați telespectatori. Mi-a zis că a început festivalul Enescu. Da. Și mele, cum spune, am fost, pentru că festivalul a început ieri. Deci ieri, când filmăm noi emisiunea, când noi filmăm emisiunea astăzi, luni, 5... Septembrie, dar emisiunea astăzi, când o dăm, este duminică și este, nu știu în cât suntem astăzi. Nu știu, dragă, că și eu nu cu contează, matematica. Nu contează în cât suntem astăzi. Și am fost foarte încântată să-mi spună mie, deci cum am intrat, știi că am fost aseară la concert, la începutul festivalului, la concertul de debut al festivalului Enescu și era foarte multă lume și mi-a plăcut foarte mult programul, spune tu. Programul, da, Beethoven, care nu l-am ascultat de mult, sigur. A fost alegerea domnului Hollander, cum îl cheamă? Hollander. Pentru care eu am o stimă deosebită, directorul operei de la Viena. Și ce să vă spun, atmosfera de acolo era... te făcea să plutești cu muzica, cu... am văzut-o printre spectatori și pe soprana Mariana Nicolescu. Și multe, multe, multe alte personalități. Uite, pentru asta, care... din cauza asta, îmi pare rău că nu mai locuiesc în București, ca să pot să... Eu toate... A, tu n-ai văzut, dar în pauzele dintre părțile spectacolului, concertului, au dat niște materiale de arhivă în care era Ehudi Menuhin, de exemplu, a dat un fragment în dublu concert de Bach cu Ehudi Menuhin și cu Oistrach și o serie de alții... Care n-au vizitat, care au un timp și au avut concert. Și spuneam soțului meu, vezi, eu la concertele alea am fost în sală, fost la Ateneu. Da. Acum, uite, stau acasă și mă uit la televizor și da, e bine și așa. Bine măcar că s-a dat concertul, s-a transmisiunea în direct, măcar de la primul concert s-a dat integral. Vezi, n-a mai comentat nimeni concertul. Pe vremuri, concertul era comentat în pauză de către regretatul Iosif Sava. Te-ai gândit că poate nu mai are cine să-l comenteze ca maestru Sava? Ca maestru Sava? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar într-adevăr. A fost o atmosferă pe de care mi-era dor și te înțeleg ce spui, încărcat așa de personalitățile acestea, muzica, tot atmosfera. Mi-a plăcut la nebunie. M-am simțit foarte bine. Te-ai simțit foarte bine. Da, da. Îmi pare bine că tu te duci și la concertele simfonice și vezi, nu te-am ales eu întâmplător și mai ales astăzi când îți spun sunt după o vară în care n-am ieșit în Focșani, adică am ieșit numai în județ și am văzut numai nenorocirile. Tristă. N-am avut o zi de concediu, n-am avut o zi de stat acasă. Asta înseamnă că ești o persoană dinamică și e foarte bine, practic, nu? Mai bine, rău, din punctul meu de vedere, chiar aș fi avut nevoie de câteva zile să mă odihnesc, da. Știi? Dar lumea era așa de disperată. Am trăit niște zile gri, dacă poți să înțelegi ce înseamnă asta. Înțeleg, perfect. Gri, înțeleg. Adică să te trezești dimineața și să nu aibă culoare nimic. Da. Am mers în comunele astea afectate, unde am văzut niște oameni demoralizați complet, cu case dărâmate, dar hai să nu mai discutăm despre asta. Uite, Doamne, să știi că o impresie, Dumnezeu, da, o impresie nemaipomenită mi-a făcut Gigi Becali. Face 200 de case în Focșani. Mi-a plăcut la nebunie, știți? În Drancea, ce îmi place la domnul Becali, îmi place că este omul de acțiune. Tu și cunoști? Dacă eu am întâmplător onoarea să-l cunosc din copilărie, am copilărit împreună. Și unde ați copilărit împreună? Am copilărit împreună în București, pentru că eu fiind model la manechin la Venus, la casa de modă Venus, fiind copilul doamnei binecunoscutei Zina Dumitrescu, bineînțeles că era o lume mică, foarte mică a Bucureștilor, unde ne întâlneam toți și toate personalitățile actuale din lumea politică, din lumea economică, din lumea artistică. Asta când era?
Oh, la la, cu mulți ani în urmă. Da, da, și Becali, ce personalitate politică era Becali atunci? Nu, personalitățile politice și care au ajuns acum mari personalități, eram toate, mă rog, la nivelul acela de copilărie, nu? Că și toți venea și Becali acolo la... Ei, și, stai să-mi continui ideea că m-am zăpăcit, erau foarte puține locuri de distracție și noi, bineînțeles, că... Ne duceam, nu? La un bar bun, la un restaurant bun și atunci ne știam toți, în sensul acesta am copilărit. Distrându-ne, da? Pe vremea aceea, domnilor, domnișoarelor și doamnelor, se dansa foarte mult. Existau, chiar știu că mă duceam și cu părinții, mică fiind, restaurante cu orchestre. Mama cu tata dansau... Da, era de la, să nu dăm nume, să facem, mă rog, un restaurant celebru... Se dansa, cum să vă spun, ca la Paris. Exact, nu mai era nicio diferență între București și Paris. De aceea, pentru mine, București a rămas micul Paris. Ce cucoane veneau, cum erau îmbrăcate, cum erau parfumate, coafate, nu știu. Astăzi nu cred că aș mai putea vedea. Dar adică toate restaurantele mari aveau orchestre excepționale, să Bine, nu cânta oricine la... Mi-aduc aminte, apropo de asta, într-un alt cunoscut restaurant cânta Mihail Arunceanu. Ei, și în acest context, pentru că erau altele locurile de distracție, să nu mă înțeleagă tineretul greșit, acum gust și discotecile, pentru că eu sunt... Da, știu că îți place să mergi la discoteca. Am un suflet foarte tânăr și gust și muzica techno, dacă e bună, uite, de la Enescu, poți să trec ușor și la techno, dar nu prea mult. Da, ok, pentru dans. Ei, și în acest București mic, am avut onoarea să-l cunosc și pe domnul Becali, care a rămas un picuț neschimbat, credem. A rămas neschimbat? Da, în sensul că ceea ce face spune, că nu minte absolut deloc. Nu minte. Și mi s-a văzut un om hotărât, dragă, un om dintr-o bucată. Un om dintr-o bucată. Ce mi-a spus Melec? Care ajută da, foarte mult. Da, și că, doamnă, eu nu sunt un om cult, și nu am Becali. Eu am tot respectul față de oamenii de cultură. Dar dacă cultura nu este pusă pe un fond, pe un om, care să poată să fie util la rândul lui celorlalți oameni, îmi pare foarte rău, n-am... Adică, o magazie așa de cunoștințe, de date există calculator acum. A, sigur că apeși un buton și afli orice informație. Da, cultura așa... trebuie să-și spună cuvântul asupra omului respectiv, asupra unui pe care se așează. Să și, vezi, sincer, da. Eu mai am o idee. Dumnezeu le dă unora un spirit practic, al afacerilor pe care domnul Becali îl are, e născut cu el. Bine, acum nu îi dedicăm emisiunea lui domnul Becali, eu îi mulțumesc mult pentru ceea ce face pentru județul Vrancea. Da. Apropo de asta vreau să zic, că mă mândresc. Excepțional, sigur că da, să fie acolo și vine săptămânal omul în cizme de cauciuc în bluci și stă cu oamenii și mănâncă cu oamenii, a dormit în cort cu oamenii, este un exemplu nemaipomenit. Că îmi spunea cineva, că ai făcut, dragă, sigur că am făcut, cum să nu facă domnul Becali emisiune? Putea să mă stă și în jure, putea să-mi tragă și un șut în fund, pardon de expresie, nu? Da, că eu tot frumos aș fi vorbit cu el și tot mulțumirile respective le-aș fi adresat bine, am spus-o la modul, doamne ferește, e un om chiar educat și știe să se poarte foarte frumos. Da, Melec, dragă, știi ce vreau să discut? Bine, lumea știe că ai fost... Nora lui, cum îl cheamă, ministrul? Virgil Trofim. Alu Virgil Trofim. Da, fost mândră că am fost Nora lui, pentru că el era un om, repet, extraordinar. Din păcate, a murit. Da, acum știi cum e, că odată cu maturizarea așa în viață îți dai seama de calitatea oamenilor. Eu altfel... Erai copil atunci. Altfel retrăiesc. 18 ani jumate. L-ai cunoscut pe băiatul lui, cum îl chema pe băiatul? Mircea. L-ai cunoscut la mare, am înțeles. La mare, da, după... Am picat la examenul la stomatologie, m-a dus mama să refac și a urmat o dragoste fulger, cu o căsătorie fulger... Și un divorț după 3 ani. După 3 ani? Da. N-ai avut copii? Din păcate nu. Din păcate am nu. Am copii la agenție. Fetele mele sunt copiii mei. Tot. Auzi... Și băieți, am și băieți. Spune-mi, soacra ta cum era? Soacra mea era o femeie foarte frumoasă și foarte gospodină. Era gospodină? Da. Adică culmea este, avea trăsăturile astea care eu, domnișoarelor care vreți să vă căsătoriți, luați un sfat de la mine după două căsătorii, am ajuns...
terminată cu divorțuri, am ajuns la părerea că o femeie trebuie să fie un picuț și gospodină. Chiar dacă avem femei de servici, chiar dacă, nu știu, dispunem de bani și bărbatul vrea acolo un picuț să-i arăți grija vis-a-vis de el, nu știu, cu un mic dejun la pat, cu o sarma, cu o, nu știu, chit că o iei de la mama și zici că ai făcut-o tu. Dom'le, eu nu sunt gospodină. Ce să fac? De aceea revin la ideea cu doamna Trofin, era mare gospodină. Nu știu, avea așa un stil... Îi plăceau prăjiturile bune, probabil. Știa să facă prăjituri. Era foarte curată, foarte gospodină, foarte îngrijită. Nu știu, când fuma țigara, o fuma într-un fel la nume. Avea un stil de aer. Avea rasă, da? Avea rasă. Avea rasă. Avea rasă, da. Te înțelegeai bine cu ea? Da, mă înțelegeam foarte bine, da. Îți dai seama, femeie, că asta cu mine, un copil crescut de mama, care eu eram numai așa în puf, ca, știi, prințesa cu mazăre? Da, cu bobul de mazăre, da. Bobul de mazăre. Alu Andersen, da. Groaznică eram și eu, aia nu-mi plăcea, nu făceam. Nu făceai nimic, nu ajutai cu nimic, să pui tu mâna, să faci, să-ți belă o farfurie. Și mi-aduc aminte, Doamne, și mă gândesc acum cât m-a iubit femeia asta. Am fost, erau niște invitați la un moment dat. Și eu aveam niște cizme superbe aduse de tata din lac, de tatăl meu. Și eram cu cizmele alea de lac tare mândră și la un moment dat, hai zic să o fac și pe soacra mea fericită la masa cu invitații, mă ridic eu să iau vasele, să iau farfuriile după ce servise în primul fel sau al doilea, nu mai știu. Serviciul era foarte scump, un serviciu, nu știu, de porțelan din asta, cel mai scump de pe lume. Așa, nu știu, un Rosenthal. Așa. Rosenthal, stimate telespectatoare și telespectatori, care acum nu știu ce scuță e. Foarte scumpe sunt, sigur. Și, da. Așa, am luat eu o tavă de argint care zăcea pe un bufet, pun eu toate Rosenthalurile acolo. Cazi. Și... Nu. Și mă duc pe treapta, aveam o treaptă de servitori, așa o chestie sinusoidală. Eram la etajul 2, ceva cam așa, în vila noastră. Soacra mea a zis, lasă-le, nu tu. Zic, vai, cum, eu? Adică să cresc și eu în ochii invitaților. Dragă, și cu cizmele alea, apropo de cizme, că mi se prinde tocul în treapta aceea, mel, și eu mă duc cu tava, cu tava. Deci un Rosenthal. Tot ai scoate ca... Tot, mă gândesc acum la ce notă, îți dai seama că de atunci mi-a zis soacra mea, te rog, nu mai pune tu mâna pe nimic. Deci l-am rupt, n-am mai avut. Și ce ți-a făcut? Te-a bătut? A, nu. Nu ți-a dat bătaie, păruială, chestii. Un sunet n-a scos, un sunet, dar groaznic. Ai stricat tot cheful oamenilor, da, nu? Da, eram un gen de domnul Goe, mi s-a mai spus mie odată de alte prietene, domnul Goe, știi? Da. Ce mi-a fi venit mie din locul meu, erau și servitoare, dai seama, eu cu ideile mele. Ai vrut să dai mare gospodină. Asta apropo de soacră, cum mă înțeleg cu ea, o femeie foarte drăguță. Și cum ați rezolvat-o? Totuși, cred că n-a fost prea fericită că ei spart toate farfurile. Un sunet n-a scos. Eu acum mă gândesc, apropo, îți spun cu mintea de acum, ca să vezi ce doamnă, ce cucoană era, ce putea să mai facă. Ei, da, da. That's it, s-au dus. Atâta mi-a spus, țineam foarte mult la ele. Aoleu, îți dai seama, și mai triste, da. Și erau, da, zice, erau o amintire de familie. S-a dus amintirea de familie. Da. Și spune-mi, și când ai divorțat, hai că îmi place discuția asta. Când am divorțat, da, când ne-am căsătorit, iar este comic, când ne-am căsătorit, Mircea era un bărbat superb, vânat de femei, îți dai seama, procuror în tribunal. Și a fost așa un copil rebel și el, ca mai toți copiii din vremea aceea, Nicușor, Ceaușescu. L-ai cunoscut pe Nicușor Ceaușescu? Da, l-am cunoscut, dar să-ți spun cum l-am cunoscut. Da, te-i spune de Mircea și după aia... Și Mircea, normal că în acest context s-a căsătorit prima dragoste la 18 ani, a făcut copilul, a divorțat de doamna de atunci, după aceea... A, deci mai fusese însurătoată? Da, fusese, eu sunt a treia și după mine au mai urmat. Dar câți ani avea el când... Când ne-am căsătorit, eu 18 și el 24. Era și procuror mai... oricum la sectorul 1. Da, dar era foarte, cum să spun, el era îndrăgostit de meseria lui, povestea de crime, de aia. Eu cu Agata Cristi în cap, Rodica Ojoc Brașoveanu, ca orice copil care... Știi că a murit Rodica Ojoc? Da, știu. Eu am o emisiune cu ea și am dat-o, l-am dat-o și în reluare. Doamne, dar ce femeie, dar cum scria eu... Superbă, hai că vorbim și despre... Ok, dar trecem așa de la nata. Nu, cu soțul tău, cu Mircea. Ei, și cu soțul meu și când m-am măritat, părinții lui nebuniți, Doamne, a treia nevastă, Doamne, și asta mai... Tu erai a treia? A treia eram. Dar
Așa, da. A 24, păi de asta îți spun, era un personaj... Repede, da? Hai! Da, ca să nu mai spun Logodne și... Dar mai era un personaj mult mai celebru ca el, Michi Voicu, știi, care a și spus... cunosc pe Michi foarte bine, hai da. Că vorbiți de Michi. Asta spune. Se purta atunci, ce să spun, eram... Și... Ei, și la nuntă ei au fost foarte supărați, au zis noi la asta, nu mai venim, că precis nu durează nici asta. Și a fost cam tragic, n-au vrut să vină ai mei, n-au vrut să vină ai lui, până la urmă ai mei au venit, plângând, cu cadouri, ne-am împăcat. Mircea foarte simpatic spune, îi spunea lui tata că, cu asta, așa l-a și cucerit, sănătate, mersi. Vezi că nu mint, că nu-mi place să așa. Mint, că lumea e mică, poate să sune oricine, oricând să zică aia, nu a avut dreptate. Așa, zice, a zis, așa. Ok, și zice Mircea, Doamne, că m-am zăpăcit, ce ziceam? Că tata a venit cu cadouri, v-ați împăcat. A, cu cadouri ne-am împăcat și zice tata, să știți că eu o iubesc atât de mult încât am să trec la religia musulmană pentru ea, să moară tata. Vai, zice, ce băiat, bineînțeles că nu i-au impus, dar au fost propozițiile bune. A, deci stai puțin, aha, deci ăsta era unul dintre motivele pentru care nu vreau părinții. Pentru că care ai mei, eu ea e turcoaică, Melec, musulman, și avea da, musulmană da. Și el era oricum. Mama evreică, tata... Îți dai seama ce era acolo. Ce era acolo, da. Așa un melanj de religii. Se spune că și domnul Trofin avea, că a avut undeva cândva un tătar. Pentru aha, că avea deci... ochișorii aceia, nu știu dacă și-l mai aduc aminte. Eu mi-l aduc aminte. Un bărbat superb și bun și drăgăstos. Și eu, cum am, ce dragoste am văzut eu, soț-soție la doamna Eugenia și domnul Virgil, că, nu știu, îi respect și acum. Păi cum să nu respect? La foarte puține familii am mai văzut după. Da, și probabil că, nu știu, copiii n-au reușit să-și găsească... Câți copii aveau ei? Numai pe Mircea? Mircea și Ana, Dumnezeu să o ierte. Ana a murit fata lor? Da, actriță la Teatrul Giulești era. Cum o chema? Ana Trofin? Ana Trofin. Și Ana are o fată superbă, a murit mai de mult, acum 3 ani. Foarte tânără a murit. Nu se poate. Ana a foarte tânără, a doborât o boală din asta cruntă. Dar o frumusețe era și Ana. Și un om. Are o ea are o fetiță, Oana. Superbă, pe care eu o văd acum și ne întâlnim în unele locuri de distracții și îmi spune mătușică ce faci, nu mai îmi spune așa că păi am eu o prietenă, tot. Apropo de asta, am o prietenă, nu vreau să-i dau numele, că s-a supărat pe mine, la Focșani, o doamnă foarte drăguță și, mă rog, are un băiat care s-a însurat și nevasta lui, adică are un nepot. Și că, dragă, ce scorpie, noră mea asta, eram în lume multă, nu știu ce, și o trimite noră mea pe fiică, dar să mă strige față de toată lumea aia. Bunică! Vai, groaznic! Și că disperată am fost, m-am tors în dreapta, în stânga, să mă prefac, că nu pe mine mă strigă, dar a venit de gâtul meu și-mi venea să-i trag o palmă. Doamne, știi? Groaznic! Da, da. Și mie mi se întâmplă din niște domnișoare da. Și îmi spun, vai, dar noi... Vă știm pe dumneavoastră și vă admirăm de când eram mici, de când eram copii. Apucă... Și ele sunt, cum să spun, adică zic că ce compliment frumos, mulțumesc. Dar vezi că și eu am făcut aceeași gafă, nu spun vis-a-vis de cine, că tot așa am văzut o manechină la începuturile mele și am spus aceeași chestie, vezi, deci Dumnezeu ți le dă. Da, vreau să uite, trebuie să povestesc, este foarte haioasă la mine în cancelarie. O colegă de-a noastră, mă rog, eram mai tinere mult decât acum și venise un absolvent proaspăt, nu știu ce preda, un băiat frumos de tot și uneia dintre fete îi plăcea și că mă, jos în cancelă, e un tip frumos, îmi place, bun. Și cobor cu ea să-l văd și eu, astea erau niște ani în urmă, tipul foarte frumos, eu, bonjour, nu știu ce vorbe, deci că pe dumneavoastră vă cunosc, ați fost colegă cu mama! Groaznic. Dar nu fusese în colegă cu mama lui. Mama lui, el știa ceva, fratele meu era medic în Focșani și mama lui asistentă medicală acolo, el știa ceva de Florențiu, nu știu ce. Dar îți dai seama, a fost, bineînțeles că m-am distrat, am urcat la mine în cancelare în hohote de râs. Da. Știi, dar da, sunt niște situații de deci atenție arată, mare la cuvinte. Da. Melec, cum l-ai cunoscut pe Nicu Ceaușescu, că probabil că e cunoscut pe ai văzut, dragă, uite, ieri mă uitam prin casetele mele și am găsit o casetă cu Paul Niculescu, Mizil, și mi-am adus aminte că... De nepoțel. Nepoțelul lui a murit. Mi-e și frică să dau telefon în casa aia. Mare tragedie și e o familie deosebită. Știi că sora celui care a murit are o revistă foarte cunoscută, are o casă de modă. Sora cuică, nu? Sora celui care a murit, nepotului.
Sora nepotului, sora așa de mare că era, aba nu, că și el avea vreo 20 ceva de ani și copiii au studiat în străinătate, amândoi. Știu că îmi spunea într-un interviu pe care copii l-am făcut. Foarte buni. Îngrozitor, da, nepoții lui Sergei, mi-zic. A lui Sergei, da, pe care l-am văzut cu Michi, la o emisiune un post central de televizor. Pe un post central pe unde am urmat noi și după aceea a urmat 30 plus. Ai văzut posturile astea ce bune sunt? Auzi, vreau să spun că pe Michi îl cunosc foarte bine, pentru că a învățat cu mine la liceu, la Enescu și... Mi-a plăcut de el, uite, apropo, pentru cei care... Am fost și la festivalul de la mama. Așa, da. Pentru că eu, fiind eclectică cu muzicile, îmi plac tot felul de muzici. Și mi-a plăcut foarte mult, se vede amprenta lui. A schimbat mult mamaia, dacă ai observat. N-am văzut nimic. N-am avut nimic. A fost altă mamaie. Trebuia să mă fi sunat să merg și eu să filmez. De acum acolo să te sun. Da, te rog. Te rog frumos, dacă ești cu adevărat prietena mea. Pe Nicușor Ceaușescu l-am cunoscut. Dar cum l-am cunoscut? După ce ne-am despărțit de Mircea. El la un moment dat ne iubeam atât de tare și pe urmă am înțeles, era gelos, nu vroia să mă pun în contact cu Nicușor, nu, care era cel mai vânat, cel mai frumos, cel mai cel din toate cele. Bine, el ne știa pentru că venea la prezentările noastre de modă de la Venus și la un moment dat s-au întâlnit, asta mi-a povestit Mircea, că noi ne mai certam, eu eram poporul cu cortul, ca așa spunea, zice, tu cu poporul tău migrator. Când mă certam, mă duceam la tata, la mama. Așa. Cum mă supăra și de ce mă supăra? Că de pildă îi spuneam, vinul la ora 10, venea la 10 jumate. Îți dai seama ce probleme importante. Mie acum vine să râd, asta este, nu-mi plăcea, ți-am zis. Că am făcut întotdeauna cum am vrut eu. Și de multe ori nu prea a ieșit bine. Așa. Dar asta este, capul face, capul trage. Și îmi spune, noi ne împăcăm între timp și îmi zice, vai, dragă, ce m-am întâlnit cu Nicușor, te știa. M-a văzut abătut și mi-a spus, dacă e vreo problemă, în secunda asta luăm elicopter. Zice, ce zi ești așa supărat? A, ce m-am certat cu fosta, cu soția mea și unde e? Și a plecat la mare. El știa că Mircea mă urmărea peste tot. Și el, Nicușor, zice, și care e problema? Luăm un elicopter și zice, ne ducem unde e ea, în secunda asta ți-o aduc. Și mi-a rămas chestia asta în cap, mi-a plăcut atât de tare. Și a venit. Și la care Mircea pe urmă îmi spunea ce zice și am stat și mă gândeam, păi dacă te lua pe tine cu elicopterul, am fost frică, am zis, e nebun, că nu se putea. Era gelos? Nu, da, ca să vezi cât de gelos. După care noi ne-am mai întâlnit la câteva spectacole, am fost împreună, chiar ne-am întâlnit când eram cu Mircea și a zis, mă bucur că v-ați împăcat. Adică un om foarte bun și foarte deschis. Vezi, pentru un prieten ce gest. Băi, iau elicopterul în secunda asta. Vreau să-ți spun, Mele, că eu l-am cunoscut la... L-am cunoscut, nu mi-a făcut nimeni cunoștință cu el. Am stat la o masă când eram studentă, eram la o masă cu asta, cum se cheamă, ASCR-ul, Asociația de Studenți, nu știu care. Și el era, eu nu știam că e el, la, în capătul mesei și unul dintre colegii mei, Cezar Ionescu se numea colegul meu, n-avea țigări, Nicu fuma Kent și ăsta îi spune, băiatul, ia saltă pachetul ăla încoace. Și Nicu i-a aruncat, parcă văd scena, a luat pachetul, l-a aruncat, a fumat, adică o persoană foarte drăguță. Da, foarte drăguță, așa este, pentru mai, acum spun o chestie, Mele, că era o persoană drăguță, dar sigur că eu n-am fost de acord cu omorârea soților Ceaușescu, a fost ceva îngrozitor, dar pe de altă parte... Fac cruce, bine că am scăpat de ei. Să mă ierte Dumnezeu, atmosfera aia de teroare nu se mai putea suporta. Era nu se teroare. Mai putea, dar... Poate voi că lucrați unde lucrați, erați fotomodele. Da, sincer, da. Noi, voi n-ați simțit nu am, niște... Simțit, noi am simțit în plin niște absolut lucruri. Absolut deloc și... Noi am simțit, eu cu Nicu n-am avut, cu Zoe la fel, când am văzut-o cum au chinuit-o atunci, n-aveam nimic, mai ales că am auzit că era o fată tare de treabă și ajuta colegii de facultate. Valentin era într-adevăr iar un om excepțional, l-am cunoscut, da, am și auzit avea și un băiat o soție superbă și o pereche tot așa, calm, drăgăstoasă, educați, lor, foarte iubiți la Steaua. Că întâmplător mie îmi place și fotbalul țin cu Steaua. Mai, vreau să spun că eu ce nu am cu copiii oamenilor, Doamne ferește, și am auzit că Nicu cât a fost la Sibiu prim secretar, s-a purtat foarte bine toată cu oamenii și, da,
Și într-adevăr au fost niște abuzuri îngrozitoare pe care nu vreau să le discut în emisiunea asta, care vreau să fie o emisiune veselă. O emisiune veselă și sunt niște chestii care ne depășesc, practic. Pe Zoe ai cunoscut-o? Pe Zoe nu, din păcate nu. Eu am văzut-o. Uite, știi că acolo unde e UNESCO acum, acolo a stat Zoe, știi? Da, știu unde a stat. Da, în spate la Biserica Albă. Acolo, da, casa aia. Și am văzut casa aia, o casă, e lăsată acolo cu toate lucrurile, foarte modestă, față de ce case sunt acum în București și nu în București, în țară, și ce lux și ce aia, este o căsuță, știi? Este da. Da, atunci s-a făcut cască, vai de mine ce bogat foarte sunt. Gratuit, și casa după în sine, părerea mea, gratuit. E, sigur, ne-am purtat ca niște nitocani, dar asta este situația, ce să faci, ca oamenii speriați cât de sărăcie, știi, oamenii care nu aveau decât niște mobile de la penibile cumpărate în rate și, da. Și așa, le știi cum așa și când au văzut ceva mai altfel, vai de mine, uite ce bogățime. Nu aveau mai bogății. Da, dar știi ce se întâmplă aici? Mă gândesc că e de vină și presa, dar probabil că a fost manipulată. Ei, atunci a fost, dragă, și nu, și în presă. Au făcut așa din țânțar armăsar, pentru că dacă s-ar face un studiu asupra caselor altor dictatori, nu, și am vedea ce au soțiile lor sau ce au avut. Ei, nu, sigur multe abuzuri s-au făcut, chiar mitocănii, repet, cuvântul nu e elegant, dar nu se poate așa. Asta este, acum îmi dau seama că fac parte dintr-o, puțin din istoria României, nu? Când păi mă da, gândesc, da, că e foarte interesant. Ai fost măritată cu băiatul lui Trofi, nu fără să vrei. Foarte, foarte, foarte modest. Dragă, eu pe Trofi l-am cunoscut, ți-am spus la cine. Da. Ți-am spus, dar nu-i frumos că am spus treaba asta, dar l-am cunoscut la o doamnă cu care probabil că era în amor. De-aia am zâmbit. Poate mai mult, uite ce frumos. De-aia am zâmbit când ai spus tu că vai ce dragoste era între el și nevastă sa. Înseamnă că știi, era un foarte bun diplomat, știa să joace teatru peste tot foarte bine. E meritul lui. N-am să uit toate duminicile acelea de familie în care ne adunam toți, Ana cu soțul și copiii, eu cu Mircea, ei. Se trezea de dimineață și ne pregătea fiecăruia micul dejun. Eu asta nu am să da, sigur, un om foarte drăguț, sigur. Dar și asta fac de parte din diplomație, din educația, de deci specialitate, știi? Doamna, care oricum nu lucra, gândește-te. Da, da. Stătea și era servită cu micul dejun la pat. Și pentru noi, inclusiv. După care, niște mese din astea copioase, noi aveam și o cramă, stăteam acolo. Unde? Ai din București? Da. București, da. Într-o vilă frumoșică și foarte, o atmosferă frumoasă. Cântam, dansam, în familie. Într-o vilă foarte, la șosea? Da. Într-o vilă frumușică care fusese alt cuiva, care a fost dat afară din casa lui, știi foarte bine ce a fost. Acum dacă mă provoci ceva, pe mine la niște chestii, eu le spun pe toate acum. Uite, ok, nu am nimic cu treaba asta, oricum menționăm așa cât am putut să cunosc sigur, ca sigur, o petală sigur, de fluture, ca sigur, o ce-am văzut sigur, și eu. Sigur, eu discutăm la liber. Da, la așa, liber. De amintiri din copilărie. Sigur, asta nu ai nicio treabă, nicio vină, sigur că da. Dar uite-te și tu, eu de 15 ani am terenurile tatălui meu. Și nu reușesc să mi le iau de hectare la, de la Constanța. Îngrozitor, trebuie să faci un scandal monstru. Da, pentru că nu reușesc nici măcar să ajung la primar, la domnul Mazăre. Cum îți explici asta? Păi de ce nu poți să ajung la Mazăre? Pentru că nu te primește. Ei, nu te primește. Nu te primește și este un tip, de fapt nu vreau să-i fac reclamă, dar ideea este următoarea. Nu le-am primit 50 de hectare, doamnelor și domnilor. Și acum când fac așa pur și simplu o socoteală de câte milioane sunt, îți plătești pedeapsa acum că ai stat în vila unuia pe care îl dăduse afară, nu Trofi, încă nu Trofi ne-a dat afară, atunci în 50. Vezi, deci probabil că și pe terenurile lui tatălui meu, pardon că nu mai știu nici să mă exprim când mă gândesc la atâția bani. Păi normal, sigur că da. Da, probabil că stau alții. Care-i problema? Și vorbim de o țară liberală și vorbim de... Da, nu? da, sigur că da. Deci mai suntem comuniști. Du-te și fă-i scandal lui Mazăre. Nu mă primește, domnule. Ba te primește, am auzit un băiat foarte drăguț și un băiat foarte... Cu presa. Zici tu că ești de la presă. Nu pot să mint. Acum probabil că am o emisiune pe un canal de televiziune. Așa pot să-l zic? Nu. Nu pot să-l zic. Nu pot să-l zic. Dar oricum e micuț, e puiuț. N-ai voie să zici că noi am fost amendați de către CNA. Pentru niște chestii pe care le-am nu-l făcut zic, probabil. Dar nici nu știu, unii mai mulți nu-l prind decât îl prind. Eu m-am dus din dragoste pentru ce fac. În fiecare vineri de la 11:30 la 12:15 am o emisiune, se cheamă Tentații, unde am și eu invitații, oameni reprezentativi din invităm modă. Invităm pe Mazăre, el nu e reprezentativ din modă. Nu, din modă, dar... din păcate, eu mă ocup de modă. Deci, da. Asta, mondena. Și mă gândesc, dacă o să ajung celebră, domnule Mazăre, poate mă băgați și pe mine în seamă și mai iau și hectarele alea 50. Măi, asta acum gluma e glumă, dar vorbesc foarte serios. Cum să le-ași 50 de hectare care sunt ale tale?
E, da. Mi se pare un abuz din partea, nu, a lui Mazăre, a oricui care se pregătează de așa ceva. Nu, dar aici e altă idee. Acum, dacă avem așa o discuție ca acasă, știți cum se practică în România? Pentru cei care nu prea au foarte mulți bani, se spune așa, ne ocupăm, dar ne dai 50%. Eu am o mamă profesoară, o mamă profesoară, care acum e pensionară. Și care e o femeie, vă dați seama, profesoară, da? Da. Albul este alb, negrul este negru. Nu înțelege chestii din astea. Eu sunt foarte elastică, am învățat din mers. Da, și stai de dragă, dăm 50-50, care e problema? De ce să dai 50? Nu, mama, zice, eu care am muncit pentru... Știi? Dar cum să dai 50? Cum adică? Pentru că așa se practică. Cine și-a permis să-ți spună așa ceva? Este foarte urât. Nu contează, dar chestia e că de 15 ani, probabil că le luam dacă dădeam acolo. Dar uite că mama dreptul, mea nu a putut să... Dacă dădeai dreptul, când auzi expresia asta, mor. Dai dreptul. Ce e asta, porcăria asta? Nu, să nu te lași. Foarte bine că ai spus treaba asta. Sigur că da. Există treaba asta cu dreptul, nu știu, doamna ministru Macovei, văd că se luptă din plin, dar a mai ieșit un personaj important, nu mai știu cine, dar frumos a zis, în România nu o să se scape niciodată de acest drept. De acest drept. Mai se pare că în toată lumea cadouri se fac, dar în modul să împarți jumate-jumate, că îi dai acolo... Vorbim de teren. Îi dai acolo un parfum și o brichetă fină și gata. S-a ajuns așa la un sistem unde nu merge cu parfum. Dar ca să dai 50% să-mi cântir de parfumuri, să dau la judecătorie, la... dai seama că e un sistem bine pus la punct. Dar tu ai documentele respective? Eu am documentele, dar nu te lasă să te duci la arhivă, de pildă, că e așa un joc în jurul, e ceva. Auziți, nu vreau să vă supăr cu asta, ca idee. Îmi doresc să le recuperez și atunci fiu și eu o Romanița Iovan cu o mașină care să mă reprezinte, cu o casă să mă reprezinte. Hai mă, lasă-mă, că nu casa te reprezintă, nu mașina uite, te reprezintă. Să schimbăm subiectul, mă mândresc și cu Romanița. Romanița este, să o luați de exemplu pe ea. Și-a pus în cap ceva, a muncit, că fără muncă nu se categoric, poate. Categoric, fără categoric. Fără muncă, să mă gândesc eu, sau uite, mai sunt femeile rucsac, denumite frumos rucsac de Dan Chișu, tot așa, un personaj foarte important. Cine sunt femeile rucsac? Femeile rucsac sunt cele care se agață de un bărbat potent financiar sau economic sau, nu știu, în administrație. Și iau totul fără muncă. Și ai stimă față de femeile rucsac? Nu, dar sunt multe care au avut așa. Vreau să spun că Romanița nu. Romanița a muncit. A realizat tot ce au văzut spectatoarele în emisiunea ta trecută. Da, și îmi place, ți-am spus și când nu e ifosată, nu e de asta care să dea ochii peste cap, e o persoană dintr-o bucată, că asta am muncit, uite, le-a spus telespectatorilor cum a da, muncit. Și eu pentru tineret le-aș sfătui, dacă scrieți pe adresa televiziunii din Focșan să revedeți materialul cu Romanița, ea este chiar un punct de reper și un exemplu din lumea noastră a modelelor, pentru că și a început ca și mine ca model. Și ca și doamna Isar, la fel, care, mă rog, dacă își aduc aminte, am muncit toate foarte mult, foarte mult din lumea aceasta cea ușistă și, practic, nici n-aveam noi ce să facem mult din epoca cea ușistă, nu? Că vorbim de un sistem comunist, sigur, în care nu se punea bază pe bani, nu? Și am trecut rapid, după 90, la un sistem liberal, capitalist, pentru care multă lume nu era pregătită. Mai, nu pot să spun încă, mă rog, am trecut se încearcă. Exemplele se văd, ca această Oana Mizil, nu? Nepoata domnului Paul, care face foarte bine ce face, apropo. Nu e din generația noastră, dar generația noastră reprezentată de Romanița și punct. Mai, Romanița, repet, e o persoană deosebită și sigur că o să mai dau în reluare emisiunile voastre, pentru că voi sunteți niște modele pentru fetele astea tinere, așa este. Și la propriu și la figurat modele, pentru că doamnele au fost modele și acum, uite, se ocupă tot cu moda și au făcut vogă în România în alți ani de zile, toată lumea le știa. Și spun, tu ești foarte, foarte, foarte cunoscută și foarte iubită. Scuză-mă, da. 15 ani de când am lăsat meseria de model de la Venus, m-am ocupat de, cum să spun, am intrat în viața comercială a României. 15 ani am lucrat la diferite firme. Ei, la un moment dat a trebuit să mă duc într-un târg din ăsta de produse, să am o discuție cu un director pe produsul respectiv, așa, la un nume. La care persoana se uită la mine și îmi zice, vă știu, ați fost model. Dom'le, să-mi nebunesc. Dar ți-a părut bine, nu? Da, adică vreau să spun în anul 2000, să-mi spună că ați fost model când vorbim de câțiva ani în urmă, eu nebunesc.
De ce? Păi nebunesc, pentru că 15 ani mi-au spus, am fost, nu știu, director. Nu-i frumos să zici director, că... De ce să nu? Mă rog, dar pe cartea de vistă când zicea manager, o manageră, așa, știi? O deși manageră, nu vreau acum să intru în tag mai la alta a managerelor. Da, m-am gândit că unde, peste tot unde am lucrat, că n-am lucrat într-un singur loc, o fi făcut și eu un lucru bun pe undeva. Nu există, deci nicăieri nu am fost și eu, domne, ai făcut un contract bun, ceea ce mi s-a întâmplat, da. Sau... Nu, eu sunt ex-model peste tot. Și nu-ți place lucrul ăsta? Ba da, îmi place, dar mă gândesc că, vezi că totuși eticheta fizică adică ți se lipește. Și pentru prezență, da, aș vrea așa. Da. Singura bilă albă care o am, stimate telespectatoare, este că peste tot unde am lucrat, patronii firmelor respective, de-a lungul a 15 ani, mă roagă să vin. Adică mi-au spus, măi, nu mai vrei că mai avem... De... Pentru mine asta e, și cum spuneai Sigur. Tu, că de Bucureștiul practic e mic. Când te duci și mai întrebi de mine și toată lumea zice, oh, ce fată drăguță și ce... Da. Păi spun sincer, cu mulțime de cunoștințe ale mele, că unele chiar m-am mirat că te cunosc, am zis, ce treabă ați avut voi cunosc? Acum să nu o cunosc, dragă pe mele, care tot a făcut o vogă fantastică în București. Păi datorită, vezi, celor 15 ani lumea modelingului, m-am deplasat în lumea comercială și acolo am fost practic tot, m-am ocupat de vânzări. Am trecut vânzări de diferite, de la mașini până la, nu știu, la castofoane, la mașini, la Rocky. Uite, acum mă ocup de showroom-ul lui Ingrid Vlasov, care e tot o moldoveancă superbă. Da, dar nu vreau să discutăm, să dai nume, că nu e reclamă și nu am voie să... E reclamă, dar nu știu, mă ocup de un showroom și îmi place la nebunie, că mie îmi plac hainele. Da, păi chiar hai să le... De ce îți plac așa de mult haine? Ce reprezintă haina pentru tine, de exemplu? Ce Dragă, poate pentru să... mine haina reprezintă o stare... Pentru mine haina mă reprezintă. Reprezintă așa. O stare de spirit, nu știu. E și chestia aia, haina îl face pe om cu care eu un pic sunt, foarte puțin, da, sigur, sunt de acord. Sigur. Sunt de acord în sensul că haina îl face pe om, dar nu neapărat haina scumpă. Să nu mă înțeleagă greșitele spectatoarele. Ai văzut că noi, toată lumea care vine din străinătate, zice, Doamne, fotografia străzii e superbă în România, respectiv București, Focșani, Cluj. Da. Femeia este superbă, femeia româncă, mai ales că nu dispune de o bază financiară solidă ca în străinătate, că știți clar ce este venitul, care este venitul minim pe economie în România. Și atunci, bietele femei trebuie să-și chivernisească banii și pentru un coafor, și pentru o manicură, și pentru un... și toate vor să se îmbrace după ultima modă. Asta e foarte interesant. Femeile din România sunt de o eleganță, chiar dacă n-au bani. Da, dar ele trebuie să înțeleagă că moda și cu produsele astea sunt... Moda e un capriciu al oamenilor cu bani, de aceea ea este, se schimbă, de aceea vorbim de produse haute couture, există pret-a-porter. Da, mă rog, oricum, România, revin la ce au spus străinii, femeile se descurcă foarte bine din punctul ăsta de vedere. Toate, dacă se poartă, să zicem, jitan, le vei vedea pe toate cu fuste. Și practic am și asta fac se poate, și eu. Nu? Asta fac și eu. Încerc să mă îmbrac în ultimele tendințe, încerc să-mi scot în evidență ce am mai frumos și să ascund ce... Că după mine nu există femeie urâtă. Există femeie care nu știe să-și evidențieze calitățile. Sigur, clar. Sigur. Și printr-un machiaj bun, printr-o coafură bine aleasă, printr-o culoare, printr-o tăietură de model, de material, printr-un pantof bine ales și o geantă și niște accesorii, iar bine puse la punct, nu aveți cum să dați greș, domnișoarelor și doamnelor. Da, dar nici îmbrăcămintea ostentativă. Uitați-vă, ia, de exemplu, mele, că a venit să facem aceste emisiune. Da, dimineața foarte simplu îmbrăcată, dimineața cu rochie superbă, albă, fără încărcătură de bijuterii puse una peste alta. Îmi plac astea. Am aceste ochișori care sunt forbonerul meu, sunt turcești, știi, ochiul lui Allah. Da, da. Ochiul. Da, astea sunt. Da, da, da. Și ele reprezintă ochiul... Mă rog, sunt... Sau dacă vrei să iei invers, aduc karmă pozitivă sau mă apără cât de cât. Deci astea sunt turcești și sunt... Sunt turcești, dar sunt... Mă rog, tu știi au că ochiul tentă religioasă, da. Au tentă religioasă, dar musulmanii, când au cucerut ei Constantinopol, l-au furat acest ochi așa. Tot de la creștini. Deci, așa. Practic, toți suntem musulmani... Creștini, practic toți suntem toți oameni sau ar trebui să fim Dumnezeu, oameni divinitate. Și Dumnezeu e unul pentru toți, să știi. Eu așa gândesc. Și eu la fel gândesc. Și eu la fel gândesc. Dumnezeu e unul pentru toți, fiecare are credința lui, dar tot la același Dumnezeu ne rugăm toți.
chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem. Așa este. Important este să ne purtăm ca niște oameni. Și asta adevărat este, cum să spun, legile sunt general valabile pentru orice religie, nu? Sigur, să facem cât sigur mai mult bine, să nu mințim, să ne ajutăm. Chiar la religia noastră e o chestie foarte, Doamne, e un lucru foarte frumos. Mama, iar am greșit, mama tot timpul mă tachinează. Așa, că așa. Mă mai scapă unele expresii, mă scuzați. Dar e un interviu spontan și când sigur, e totul sigur spontan, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și domnilor, da, așa. Se întâmplă așa. Sigur. Ideea este că, ce vreau să spun? Că la voi în... La noi, la turci, cine face foarte mulți bani, un om de afaceri cu foarte mulți bani, trebuie în permanență 10% să dea săracilor, să dea. Să știi că am cunoscut de curând la Focșan un domnul Laci, parcă așa-l cheamă, domnul de la un turc, care a avut cuptorul de pâine de la Focșani și acum face alte afaceri. Dumnezeu, un om excepțional. Foarte gospodar, sau, da, foarte muncitor. Da, foarte bun ca da, om. Și îmi spunea că a venit ambasadorul Turciei la Focșani de a adus ajutoare. Vai, avem un pentru... ambasador, acum domnul ambasador este excepțional. Așa. Și se preocupă da, de... Și spunea acest domn că la și ei doamna, nu pot să doarmă, așa. Domnul Laci. Da. Așa îl cheamă, parcă. Dacă v-am stâlcit numele, vă rog să mă iertați. Vă aduce un miel. Așa, da. De Bayram. De Bayram. Așa. Spunea că la noi nu se poate. Eu nu pot să dorm noaptea dacă știu că masa mea e plină și vecinul meu nu are ce să mănânce. Eu nu pot să... Și au venit cu niște ajutoare substanțiale pentru da, da, sinistrații da, de îmbrancea, să știi. Da, da. Asta datorită, vezi ce ți-am spus cu religia. Da, da. Dar nu, mi-a plăcut foarte, foarte mult acest domn și chiar am vorbit cu dumnealui să fac o emisiune pentru telespectatorii noștri și o să fac, să știi. Și chiar de Kurban Bayram se așa taie pentru săraci, când se taie acel celebru animal de sacrificiu. Ce, de ce obicei, de obicei este un berbec. Așa, da, e religia, da, da. Se da mai poate și viței, da, mai mult berbec. Berbec, da. Se dă tot pentru săraci. Mie asta îmi place la nebunie. Da, deci tot ce se dă la săraci. Absolut tot, da. Ce frumos. Da. Excepțional. Pachetele, pachetele se cheamă oamenii. Dar spuneți, la voi, în religia voastră, mă rog, bine, sigur că aveți Ramadan. Așa, acum începe Ramazanul. Ramazanul. Exact. Și țineți post? În da, un post adică, de o lună și o să țin. Și ce tu ții? Da. Și ce n-ai voie să mănânci? Nu mănânci absolut nimic, dar nimic. Când spun nimic, n-ai voie o gumă, n-ai voie țigară, nu vorbim de apă. Așa. Nimic, e post negru, da, de la răsăritul soarelui până la apus. În momentul în care apune absolut orice. Avem voie, adică dulce... Și carne și astea... Dulce, carne, nu știu, nu e ca la voi la ortodox. Deci, de când răsare până apune soarele, de când răsare nu până apune, nimic, da. Și tu faci, ai să ții, Da, de obicei țin cu mama, ținem. Ține, sigur, da, sigur. Ținem că e, știi cum e cu postul, de fapt... Da, și când, cât durează, cât durează... O lună. O lună. Și o lună. După aia o sărbătoare care se cheamă cum? Bayram? Oruc Bayram. Și atunci sunt niște mâncăruri tradiționale, da, care sunt mâncăruri? Șecher Bayram, asta, da? Șecher Bayram, se mănâncă dulce, se sunt fac foarte multe foarte prăjituri, baclavale, baclavale tot da, felul sarailis, de baclavale, sarailii, da. Cum tot felul de baclas, mai multe feluri de baclavale. Păi da, că le umplu ori cu nucă, ori cu fistic, ori cu, nu știu. Știi să faci? Eu nu. Mama știe? Mama, da. Da. Păi mama, să mă inviți pe mine o dată să-mi dai baclavale da, de-astea bune. Da, drag. Așa drag. Și alte mâncăruri, ce se mai fac ale voastre, tradiționale? Ei, mamba îl dă, mâncare ce de pune aia cu vinete. Cum se face, dragă? Haide, spune repede. Cum dragă, eu nu știu, asta este... Așa, cum se face la voi? Că știu și eu să fac. Câte bordei, atâtea obicei. Da. Cel puțin mama mea așa îl face, cu un strat de vinete, un strat de carne cu multe condimente, foarte multe ierburi, condimente. Așa. Absolut. Carnea cum tocată? Sau? Tocată. Carne, tocată cu și multă ceapă. Cu foarte mult usturoi. Ceapa unde o pui? Deci, nu e prea sănătoasă rețeta care da, ți-o spun da, spune, eu, o spune, dar o putem face fiartă. Mie îmi place așa, nesănătoasă. Știi că și tot ce la e nesănătos și e cel mai place bun. La fel. Ceapă prăjită cu ulei și cu carnea aceea acolo în ceapă până se face ea aurie, da, așa, așa frumos. După care punem 4-5 roșii mari rase peste carne, să da, se facă un sos din ăla, cu mult cimbru și cu multe alte condimente care altele, merg da, cu carnea da, de, da, de oaie, de atenție, oaie, da, și amestecată cu vită. Deci oaie pentru cei care nu da, suportă oaie sau așa, pentru cine nu suportă oaie, numai cu vită. Numai cu vită dar nu are da, același gust că nu are grăsimea așa, aceea da, specifică. Specifică. După care vinetele se taie transversal și se lasă de obicei, știți, le tăiați așa o...
lăsați o bucată chiar de vânătă din pielea da, ei. Da, 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 da. Adică nu cojite eu complet. Eu nu cojesc niciodată la pentru imam, da? Bailed, nu cojesc dacă dă mai vânătă, bine așa da, jumate da, da, și un aspect da. Potrivit, se prăjesc și ele în ulei, de măsline le prăjesc și tema da, de obicei da, pentru mine. Așa. Se scurg bine, se pun în foițele acelea vinetele, după care într-un vas de ina așa? Se pune un strat de vinetele acestea prăjite cu stratul de carne, iar vinete, iar carne. Dacă doriți, se pot pune și niște ardei tăiați mai frumos, ardei, da, da, grași, da. Dar din aceea chiar grăsuți, așa? Așa, da. Unul verde, așa. Unul roșu, așa. Pentru coloratură. Și roșii. Și la sfârșit un strat de roșii tăiate tot transversal, ca atunci când le mănânci cu așa. Busuioc și cu ulei de măsline, da, știi? Da, da, transversal, da. Ca o formă. Și puse la cuptor cam, nu știu, la 200 de grade, să zicem, cam lăsate până se îmbibă ele, toate între ele. Și o bunătate și așa, da. Și când îl scoateți cu mult pătrunjel. Se pune. Și poftă bună! Da, este excelent! Și să vă gândiți la mine! Da, da, da. Asta. Nu, dar este foarte bună. Eu o fac și fără carne, altfel, dar și tot este foarte bună. Bun. A, se poate spune... și mai cu legume. Da, da, da. Legumele este, da, de sezon. Da, cu vinete, cu și ardei, vinete, cu ardei, ceapă, roșu, roșii și usturoi. Usturoi foarte mult, doamnelor. Usturoi, știu, usturoi foarte mult. Hai să trecem la modă, că mai avem 10 minute, nici 10 doamne, minute cu mai Adra, avem. Doamne, cum trece timpul, m-a scos din stare. Da, da, da. Ești foarte pozitivă, îmi place. Da, da. Adică și aduce în jurul tău așa multă pozitivitate, ceea ce... Nu, dar și cu oameni care îmi plac foarte mult, repet, da. Cu tine m-am plăcut în prima, cum da. Se spune. De pe holuri, de acolo, da, de la da, prezentare. Da, de acolo, de la prezentare, da. Da. Spune-mi, te rog, Mele, că, hai, spune-ne anul ăsta ce se poartă în toamnă, că tu trebuie să știi, uite, vine toamna, trebuie să ne schimbăm garderoba. O să se poarte foarte mult maron, doamnelor. Combinat cu bej? Cu... Combinat cu bej, ne întoarcem așa la maron. Clasic, la jeans maron, poșetele acelea frumoase maron, care... De piele. Cred că dacă le aveți în garderobă, eu sunt adepta vintage-ului. Pentru că, nu, pentru... Vorbeam, Andra. Da, că nu vreau îndu să-mi arunc lucrurile, dacă pentru că... nu vi le-ați aruncat, sunt foarte bune poșetele anilor 60. Deci revine moda anilor 60. Paltoanele acelea foarte clasice, în trei nasturi, cu tăietură clasică, lungimea până la jumătatea rotulei. Așa, da, da se poate. Cambrate? Cambrate, da. Cu gulerele de care? Cu gulerele, se pot și gulerele acelea mari. Șal. Da. Șal, șal, da. Exact. Blănurile se poartă, sigur. Blănurile se poartă, bineînțeles. Totdeauna se poartă. V-am spus, cu cât mai clasic, cu atât mai bine. Și taioare, chestii? Taioarele, taioare tot așa, toate până la genunchi. Da, tweedurile. Sunt și tweedurile, mai merg și anul acesta mai foarte bine, da. Așa, pantalonii cum se poartă? Pantalonii clasici, clasici, drepți. Drepți, deloc drept. Evazați, jos? Merg și puțin evazați jos, depinde de detalie, de... Îți dai seama că dacă sigur. E... Da, vorbeam ești cu mai tine. Plinuță, eu recomand pentru doamnele mai plinuțe un pic evazați, pentru că... Nu, da, 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 da. Mărește, îți lungește piciorul și pe un sigur. Toc foarte înalt. Tocurile tot așa, clasice, fine, lungi, subțiri. Lungi și subțiri. Da, da. Și pantofii nu mai sunt ascuțiți, sunt rotunzi. Mie personal nu mi-au plăcut cei rotunzi, doamnelor. Și... pentru că eu, sincer, e o modă de copil de școlăriță. Poate aveți și dumneavoastră copii, ați văzut la clasa, în clasa întâi, iei copilul în pantofii ordinari, da, da, cum da. L-am avut și eu de lat. Mie nu-mi plac, da. Și nu știu cum să vă și zic. Și mergi pe vârfurile ascuțite în continuare? Da, eu vă recomand clasicul. Vă recomand clasicul că nu se demodează niciodată. Astea cu vârfurile ascuțite și totul. Cu vârful ascuțit, toc înalt și sigur. Cum doamnele din Focșan știu că au fost doamne, sunt și vor fi. Sunt. Și sunt cam ca etalon în toată România femeile din partea aceea. Vă recomand clasicul. Deci... mătasea naturală, cămăși din mătase naturale, naturală, voal natural, jaboul. Se poate bluze cu jaboul? Bluze cu jaboul, mâneca. Nu-ți place, nu? Nu. Da, e, atunci merge și un jabou mai mic. Un jabou mai mic. Da. Sau... mie nu prea îmi place genul femeie cu fundițe, cu jabouri, cu danteluțe, cu... știi, îmi place așa o ținută mai sport. Acum aș da toate meserii, că toată ziua sunt călare pe drum, cum așa să este, spune. Și trebuie să nu te pot îmbraci, să mă duc să la pune... Vintileasca sau la Vadul Roșca, unde așa oare, cu jabou și cu taiori, nu știu de care. Nu se poate, trebuie să pun. Însă sigur că da, deci o ținută de seară impune un anumit. Da, sigur. Păi abia aștept să fiu de ziua ta așa romaniței, nu spune când, că vreau să le fac o surpriză telespectatorii, o da. Să filmez și atunci. Da, atunci o să ai o mare surpriză, o să fie prezentarea romaniței. O să fie și prezentarea romaniței. Cu fetele de la agenția mea, n-am mai apucat să spun că după 15 ani de lucrat pentru patroni am avut... norocul de la cel Dumnezeu, de sus da. Să mă ajute să-mi deschid propria mea agenție. Da, nu, cu asta ne oprim pentru că nu mai avem voie.
face. Nu, nu spun, da, dar nici da. Nu vreau. Deci are propria agenție. Apropo de cât am muncit și eu, eu mai foarte mult, mai puțin, nu, sunt dar... o agenție mică la început, însă... Am văzut că ai niște fete frumoase cu care lucrezi, pe care... Nu, pe tot... Lucrez cu fetele, uite, sper că mi-ai văzut birouțul. Da, eu da, da, lucrez da, cu ele zilnic, le pregătesc pentru catwalk și sunt mici, au 14, între 14 și 18 deja e cea mai mare. Da, da, da. Da. Și ce să-ți mai spun? Uite, Bogdan îmi face semn că vrea și el să-l primești. Să... Cu mare drag. Uite ce băiat frumos da, este. Foarte frumos și talentat. Și talentat. Da. Ai văzut ce băieți talentați am. Văzut. Ai o echipă să străiască. E excepțional copii, să știi. Da, dar și ei cred că sunt fericiți să lucreze cu așa un om. Mai mă străduiesc să creez o atmosferă cât mai relaxată la noi la televiziune. Da. Nu sunt, l-am spus de la început, nu sunt omul ca să stau să ascult ce a zis ăla, ce a zis aia, că nu cel mă interesează. Important bine. E să-și facă ei treaba cum trebuie și și-o fac. Da. Și atunci lucrurile între noi sunt perfecte. Melec, uite, a trecut o oră ce repede. Doamne! Dar mai facem și alte emisiuni. Dacă v-a plăcut să ne scrieți, vă rog, Andrei și Andra va comunica. Melec, te doresc numai bine, îți mulțumesc că ai acceptat să realizăm această emisiune. Cu mare emisiune. Plăcere, cu mare mai plăcere. Pe la eu tine, vă mulțumesc că ați venit, că e un mare efort să vii totuși atâta drum. Îți am mulțumesc. Făcut-o cu foarte mult mulțumesc. Drag, deși am venit obosită, eu mi-am dus în vara asta, n-am mai făcut mulți kilometri în afara Focșanului. Dar știind că vin la tine, mi-a trecut toată oboseala, abia așteptam să te văd. Mulțumesc la revedere. Mult, încă o dată sunt onorată, vă pup și vă iubesc și tot binele din lume vi-l doresc. La revedere. Îmi face plăcere să vă anunț că mă aflu în casa unei colege, profesoare, o persoană pe care eu o consider deosebită și nu numai eu, o doamnă
care începând cu acest an a fost numită inspector general adjunct la Inspectoratul Județean Vrancea, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.